Prima etapă de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020 este în plină desfășurare. Până în 22 martie la ora 18, părinții trebuie să completeze cererile tip, procedură care trebuie efectuată online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului. Ministerul Educației a anunțat recent că la nivelul județului Maramureș au fost înscriși aproape 2500 de micuți, dar datele actualizate de Inspectoratul Școlar Județean arată că astăzi erau deja înscriși 2940 de copii. Ca în fiecare an există un interes crescut pentru unitățile de învățământ din Baia Mare și în special pentru câteva dintre ele la care, de altfel, locurile sunt ocupate aproape în totalitate. La școala gimnazială Nicolae Iorga până la această oră s-au înscris 62 de copii la învățământul tradițional, 25 la alternativa step by step și 16 copii la clasa pregătitoare cu predare în limba maghiară. La școala gimnazială George Coșbuc s-au înscris 64 de copii, iar la școala gimnazială Lucian Blaga, Baia Mare, au fost înscriși în jur de 120 de copii. Ministerul Educației a stabilit ca după preluarea cererilor din prima etapă să se facă o prelucrare a acestora. În 25 martie 2019 se va procesa de către Comisia Națională de Înscriere a Copiilor în Învățământul Primar numărul de cereri tip depuse de părinți la școală cu ajutorul aplicației informatice și se vor repartiza acești copii la unitățile școlare de circumscripție. Listele copiilor înscriși după prima etapă și numărul locurilor rămase libere vor fi afișate atât în unitățile de învățământ cât și pe site-urile acestora și al Inspectoratului Școlar Județean, vineri 29 martie. A doua etapă rezervată completării, depunerii și validării cererilor tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie și se adresează copiilor care nu au fost înscriși sau care nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou în funcție de locurile disponibile. Listele finale vor fi afișate în 11 aprilie. Pentru anul școlar viitor în Maramureș sunt disponibile aproape 4.000 de locuri.